prezentați codul acela actual. Nu avem voie fără vaccin? În supermarketurile din mall-uri vor putea intra de luni toți clienții, chiar dacă nu au certificat verde. Comercianții trebuie doar să asigure culoare speciale de acces. Excepția apare în noile măsuri adoptate de guvern pentru următoarele 30 de zile. Va trebui stabilit clar 4 metri pătrați pe persoană, luând în considerare numai spațiul de vânzare. Dacă există 50 de persoane limită, atunci sunt 50 de cărucioare. Nu doar alimentele sunt produse de strictă necesitate, spun reprezentanții marilor rețele comerciale, care speră ca pe viitor măsura să se aplice și în cazul altor magazine. Suntem în anotimpul rece, poate există mulți oameni care au nevoie de instalații de încălzire, materiale de construcții. Sperăm că în viitorul apropiat nu va mai fi nevoie de această clasificare și activitatea economică, dar și libertatea de circulație va putea fi din nou posibilă fără restricții. Reguli noi sunt și pentru completarea formularului de localizare obligatoriu pentru cei care intră în România. Am extins această perioadă de la 24 de ore la 72 de ore înaintea utilizării formularului. Mai mult, sunt și cele 24 de ore ulterioare trecerii prin care poate fi prezentat acest formular. Guvernul a adoptat și regula europeană care prevede că certificatul digital este valabil pentru călătorii în țările Uniunii doar pentru cei care au și doza booster. În interiorul României, certificatul poate fi folosit ca și până acum, dar valabilitatea a fost și ea modificată. Se prelungește perioada de valabilitate a certificatelor digitale europene privind COVID-19 de la 30 iunie 2022, cât este momentul de față, până la 31 decembrie 2022. Și prevede eliberarea la cerere a unui nou certificat după fiecare doză suplimentară de vaccin efectuată. Autoritățile au scurtat și perioada de izolare a celor care au COVID-19, 5 zile pentru persoane vaccinate, respectiv 7 pentru cele care nu au primit serul anticovid.